o situație acum între noi. Eu îi spun că mi-e dor de el, el îmi zice că îi dor de mine. Na, deci nu că zic eu, zice și unul și altul. Măi, dar el nu zice nimic. Uite, ne vedem în ziua de la ora de sau o să vin la tine nu știu cum. Da, și eu sunt mormânt, nimic nu zic. Înainte întrebam, dar cum ne vedem, dar bine, bine, ți dor de mine, dar cum? Mă, mormânt, Florentina. El îmi zice, I miss you, and I miss you too. Vai că așa te-aș ține acum în brațe, foarte minunat, și eu aș sta la tine în brațe. Dar nu întreb nimic, știi? Și e o chestie extraordinară pentru că am observat eu că în momentul în care noi, ca femei, ne lăsăm conduse și nu punem și nu așa, nu vă frecăm pe voi la cap, pe românești spus, veniți voi spre noi. Că eu văd, deci, cum se cheamă, dacă eu nu zic nimic, nu fac, nu asta, vin în fiecare zi, vine de la el câte o chestie. Uite, de exemplu, ieri m-a sunat. Eu eram prin bucătărie, eram acolo, făceam de mâncare, n-am auzit telefonul. M-a sunat de vreo 4 ori, după care mi-a spus, zice, ce păcat că nu pot să vorbesc cu tine, aș fi vrut să te sun. Eu am văzut. După nu știu cât timp i-am scris, uite, a fost în bucătărie, zic, hai, vino, sună-mă. Și după nu știu, asta mi-a scris din nou, hai că te suni. O ieșit iarăși extra din casă să mă suni. Și după ce încerca să de, nu știu, 3-4 ori, știi, adică, cum se cheamă, faptul că nu fac presiune și îmi văd de treaba mea, îl face și pe el. A, și să-ți mai spun o chestie extraordinară, asta e foarte mândră de mine. Mie mi s-a stricat telefonul, știi? Și am căzut și s-a făcut praf. Și m-am împiedicat, am căzut și s-a făcut praf. Și eu în prima fază am luat cartela din telefon și am pus-o în tabletă, știi? Și el când a venit la mine a zis, dar nu se poate, tu telefonezi cu tableta, râde de sprăpăde. Și îmi zice, hai, după ce a plecat de la mine, zice, poți să mă duc, poți să mă uit pentru tine, zic, te rog, uite-te pentru telefon. S-a uitat, a zis, uite, asta, vrei, îți place, du-te, vezi dacă mărimea, ăsta ar fi bun, prețul ce oferă, că el e IT-ist, știi? În IT branșă lucrează. Bun. Și mi-a zis, uite, du-te, m-am dus, m-am uitat eu, am văzut, a fost ok și vineri mi-a zis, m-a sunat. Iar eu eram pe stradă, știi, și eu am răspuns că, na, și el zice, ești, nu mai ești la serviciu, ești pe stradă, așa, îi zic, da, zice, bine, las că vorbim în altă dată, zice, te sun eu mai încolo. Și eu spun, într-o oră sunt acasă, am închis telefonul, știi, și în primul moment a zis, eu mă duc repede acasă, după aia am zis, păi stai puțin, că omul ăla mi-a zis să mă duc să iau handy. Nu mă duc acasă, mă duc și iau telefon. Că el îmi spusese, zice, ai azi timp să te duci să-ți iei telefon? Și eu am zis, da. Bă, și nu m-am dus. În altă situație, aș fi venit ați acasă, poți vorbesc cu el. Am zis, nu. Mi-a zis de 3 ori să mă duc să-mi iau telefon, adică nu că mi-a repetat, că, dar au fost situații așa. Zic, acum mă duc. Și m-am dus și mi-am cumpărat telefon și i-am trimis poză și el, într-adevăr, când m-a sunat într-o oră, eu eram în S-Bahn și i-am trimis poză și a zis, uite, am fost, mi-am luat handy, zice, vai, super, ce bine, și așa, și după aceea, ieri m-au căutat de nu știu câte ori, că n-am mai apucat să mai vorbim, Freitag, știi? Adică ceea ce am observat e că momentul în care noi facem ce spuneți voi, voi veniți și mai tare la noi. Hai că nu vreau să te mai nebunesc de cap, numai că tot felul de conștientizări pentru mine sunt niște chestii, wow! Descoper America, bat clopetele de la catedrală, că eu am fost pe dos. Dacă tu îmi spunea, el îmi spunea să mă uit pentru ei, îmi spunea, lasă că știu eu ce vreau eu, nu trebuie să te uiți. Să fac aia, lasă că fac eu. Du-te încolo, ei, acum n-am eu timp de prostii din astea, am altele mai importante, știi? Uite așa făceam, vezi ce proastă eram. Și acum
Nu mă fac ce spune el și totul, vai, sărmâna, Mariană, sunt atât de recunoscătoare și atât de fericită că ești în viața mea și că mă susții, că eu simt susținerea ta, să nu crezi că nu simt, o simt foarte bine. Și știu că dacă îi ceva, uite, am vorbit cu o prietenă de-a mea care n-a mai vorbit de mult timp și zice, ce noutăți la te? Zic, uite, a venit Winfrey, nu știu ce, eram eu fericită și i-am spus așa, i-am relatat în scurt și ea la un moment dat îmi zice, dragă, să știi că e totul bine și frumos, dar zice, tu trebuie să te impui și cumva să faceți să vorbești cu el, să începeți să vă vedeți. Eu deja eram cu ochii pe tavan și i-am zis, Orana, știi ceva? Eu nu fac nimic. Dacă Dumnezeu o să vrei să ne vedem, îl aduce aici. Eu nu fac nimic. Zic, eu am terminat cu făcutul. Eu am făcut și am văzut unde am ajuns. Eu nu fac nimic. El știe care-i treaba și el oricum e mânuit de Dumnezeu. Nu trebuie să fac eu ordine cu bărbatul și să-i fac program și să încep să schiolăi că vreau să-l văd, că nu mai pot, că așa ca să împing iar fuga de asta. Abia l-am adus și eu cum fac acum, lucrurile merg minunat. Nu fac nimica. Că dacă Dumnezeu nu vrea să-l aducă, nu-l aduce și basta. Îl aduce cum sunt eu. Și eu știu, dacă până acum el nu a deschis gura și nu asta, înseamnă că eu la mine are de-a face, nu cu el. O tăcut aia măl că nu a mai zis nimica. O tăcut, știi, mormânt.